Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Echo. Avem aici foarte mult progres făcut și am ceva de împărtășit cu voi. Suntem aici cu spacerul și manevră. Băi, ce mică e chestia asta! Ok, nu mă așteptam să fie chiar atât de micuță. Și mă interesează să am acces la asta. Perfect. Am făcut aici o grămadă de chestii, ne-am jucat destul de mult. Și așa. Ok, și la asta noi o să trebuiască să craftăm un anvil. Fii atent, ca să facem iron ingot de ăsta, ne trebuie tailings, care se craftează la bloomery. Și ne trebuie iron ore, evident. Deci avem nevoie de tailings, bloomery. Bloomery în partea asta altă. E bine, ne-am făcut noi casa imediat. Stați puțin să vedem aici. Ăsta e bloomery-ul. Nu, care e bloomery-ul? Avem bloomery? Și bloomery-ul. Ăsta e bloomery. Pai ce? Cum facem rost de el? Wasted porata from smelting and left soil on the runoff will create pollution. Killing the plants. Adică aici o să dea sau care-i treaba? Ok, nu știu cum să facem rost de chestia aia. Știi ceva? Vreo idee? Ceva? Care chestie? Ca să topim fierul. De fapt, nu, ne dă chestia asta. Ok, stați puțin. Eram în dubii, nu contează. Hai să căutăm aerul. Am scos casa veche, am terminat asta. Am făcut acolo drumul, ne-am chinuit noi acum să facem o chestie, dar nu am mers. Ăsta avem, ce avem aici? Uite. Iron ore, ajută-mă să-l car. Avem aici iron ore 20. Și o să facem noi. Unde ți-l pun? Pune-l în asta și dă să crafteze 20 de iron ingot. Imediat îi dăm și power. O să luăm de la asta. Cum dau? Nu știu cum dau, dar momentan n-am nevoie de ea, așa că vom pune la asta. Ah, și e totul bine. Storage, status, fuel. Asta poți să o pui și afară. Ok, deci nu contează dacă țin camera. O să o dăm afară pe asta. Voiam noi să facem... Voiam noi să facem acum... aici un râu de ăsta să vină așa frumos să curgă, dar aparent apa e puțin buguită. Am încercat noi prin mai multe metode, dar se oprește aici. Și nu știu cum, este zăpadă aici la noi. Și aici e mina la băieți. E plin de piatră pe aici. Și cam așa arată zona asta acum. O să avem niște copăcei frumoși pe aici. Așa, acum. Skill point-urile. Deci am 180 acolo. E bine, am avut mult mai multe. Existau două variante. Ori puneam episoade plictisitoare în care nu făceam nimic decât mergeam, tăiam copaci și chestii, ceea ce mă săturasem deja, să fiu sincer. Ori puteam să ne dăm skill point-uri ca să putem să avansăm repede, să nu mai fie nevoie să stăm după chestiile astea. Pentru că, adică, nu știu dacă la asta, nu. Chief. Uitați-vă cât mă costă, 500, da? Ei bine, eu făceam 1 odată la 20 și ceva de minute. Imaginați-vă cât trebuia să stau pe joc, să mănânc, să mă joc, nu FK, ca să fac 500 de puncte ca să pot debloca chestia aia amărâtă. Enorm de mult. Și gândiți-vă că aveam o grămadă de făcut. Așa că am decis cu băieții aici de față să... să ne dăm skill point-urile astea ca să putem să avansăm și să craftăm, să continuăm jocul mai departe, deoarece este foarte lung. O să putem să ne facem excavatoare, mașini, o grămadă de chestii, drumuri. Este un joc complex și am zis că, băi, nu stăm după așa ceva. Și cam asta e treaba, de asta avem atâta skill points. Ok, hai că se face aici. Tu n-ai dat să craftezi? Nu, că n-am telit. Nu-ți trebuie. Nu-ți păi, nu, și de nu. Ce nu merge? Păi iron ore și dai acolo mai multe și dai order. Sau nu l-ai învățat? Adică nu am... Da, trebuie să am basic smelting 2. Pe bune? Da.
lol. Adu roaba aici ca să punem mortăciunea asta în ea, că nu e bună pentru plante și chestii, cred. Stai că pun o roabă asta ca să îl pui tu dacă e. A, da. și acum noi strângem să ne facem roaba asta electrică. Mi s-a pus joc în bară. Nu știu ce am făcut, dacă l-am rămas în aer. Ok. Hai să recapitulăm. Ce avem nevoie pentru Powered Cart? Deci avem nevoie de... Ia uite, putem să facem și asfalt. Asfalt ramp, road. Ne trebuie, fii atent, deci ne trebuie dat o bucată de piatră și ne trebuie concret. Cement, trebuie să facem aia de ciment care se face la anvil. Și anvilul o să-l craftăm acum, cred. Da, sper. Trebuie draftat. Uite, am dat acum să craftăm anvilul. O să facem drumuri cu asfalt pe aici, sau păstrăm tot. De fapt, nu, fii atent, ar merge un drum, vine afară. Ar merge un drum aici așa șmecher, știi? Uș. Am partea asta așa. Aaa. Eu nu găsesc deloc mâncare, de absolut. O să mai facem un etaj la casă. O să trebuiască să schimbăm toată casa Tier 2. Nu găsești mâncare? Deloc. Am eu. Cum să nu găsești? Frunze. Toate sunt moarte. Am mâncare. Da, acum îți dau. Acum le pui într-un cuptor. Te-am văzut pe tine manevră. Să eu mănânc de toate ce îmi prinde mână. Dar nu... Am un arc! Am un arc! Băi! Hai că se face 3 minute. Bun, ni s-a făcut și ăsta aici. Iron, I not... avem destule materiale momentan. Da, căruciuri. Mersi. Da, așa că și eu trebuie să pun căruciuri ceva. Gata. Bun, și... Dacă cu asfalt poate să runi aici, în astea. Sawmill, da. Trebuie să facem sawmill-ul care se face la anvil. Okay. Auzi, uite-te în cărucior, uite-te în cărucior. Ăsta ne trebuie tailoring table care se face la carpentry. Tailoring table. Tailoring. Am și o de-aia. Ai un tailoring table? A, nu, de tailoring, iau cu manevră. Ia uite-te, mai rănic, ai și tu de asta sau n-ai? N-ai? 4. Na, domnul Samu. Hai că mă duc să dau cu coaza. Ce să am? Uite, temperatură. Am totul de fier. Bine. Tai iarba de aici, oare îmi dă? Na, nu-mi dă. Păi, de fapt, știu ce facem. Lăsăm toată iarba să crească mare. Extrem de mare. Și facem așa o cărare prin ea. Poate dă și mâncare, chestii, crezi, bușul de-asta. Da, uite, o să crească, o să crească. Mă duc, uite aici e iarba mare. Pe asta o tai ca să-mi dea plant fiber. Să facem tailoring ăla. Asta îți dă ceva de aici? Asta uscată? Aia nu mai e bună, mi se pare. Sau mi se pare că dă 1, da. Îmi dă asta 7. Asta mare, îmi dă 7. Băi, e un joc chiar foarte complex. Și repet, nu am vrut să așteptăm zile întregi pentru a debloca o chestie. Și da, am render distance-ul foarte mic, cel mai mic pentru că nu mă aștept cu nimic și merge și mai bine fără el. Deci, win-win. Collect. Hai că asta durează 12 minute să se facă tailoring table ăla. Bun, fii atent că s-a făcut anvil-ul. Stai, că iară mai avem de-astea. Are ceva gen trebuie pus într-o anumită parte sau? Îi trebuie un anumit spațiu? Sper că nu. Tier 2. Pe bune, mă. Trebuie să schimbăm casa la Tier 2. Asta înseamnă să avem cărămidă, glass și lumber. Da. Fier unde găsești? Lumber-ul îl facem la sawmill. Păi stai, și sawmill-ul nu cumva îl facem la... Sawmill-ul facem la anvil. What? The fuck? Sau stai, sawmill-ul mi se pare că poți să-l faci și la asta, nu?
Wooden windmill, tailoring, paper landmine, butchery table. Și cum facem noi rost de alea? Cam asta aș vrea să ce zici tu? Cum faci rost de fier? Cum faci rost de fier? Păi te duci, minezi și îl pui la topit. Păi de care pietră? Cu... minereu pe cum arată? Cu minereu pe ea, o să-ți dai seama când o să vezi. Da, avem o problemă mai mare. Care? Pentru că asta el nu va funcționa. Și o să ne trebuie să facem asta, cement ceva chestii. Iron pipe, iaute, mint, sawmill-ul. Deci noi trebuie să facem un sawmill. Dar nu merge să-l facem pentru că noi nu îndeplinim condițiile. Și avem nevoie de lumber. Sau brick. Brick-ul se face la kilin, brick recipe. Ok, asta e. Brick. Ok, putem crafta un bricat. Avem nevoie de pitch, avem nevoie de sand, care se oferă? Mă duc eu. Dar e o roabă, să știți. Păi n-ai nevoie de roabă. Nu prea ai nevoie de roabă. Pentru că sunt alea și direct cu lopata. Ok. Bă, ce tare arată, fii atent. Lol. Să arate ca lumea de tot. Hm? Și-l pun în depozit? Nisipul, da. La ce-l făceam? Piciu. Parcă la asta făceam pici. Masonerii pici, da, 25. Ok, se face rapid, e bine. Stai așa. Ai adus tu acum? Încep, da. Stai, eu dau 20, mănâncă abia 4. Wow, au scăzut costurile, ce tare! Pentru că am făcut level up, au scăzut costurile. Tare. De tot chiar. Ok, el face aici, dar cum facem noi rost de alea? Ia, hai să vedem glass-ul. Presupun că tot lada asta de topit. Facem glass, nu? Glass, da, uite, ne trebuie sand. Oh, nu mai am sand, mai adu. Mai am o lopată. Framed adică. Glass, nu ne trebuie așa ceva. Ne trebuie doar glass normal. Păi o lopată e ca lumea. Facem 10 bucăți, 11, 12 bucăți. Ca lumea, să-mi zici când pui. Am pus să pun încă 10 și mă mai duc. Nu știu ce depozit ai pus tu. În ultimul, cred. Că nu mai e loc. Păi, foarte mult loc, chiar. Acum poate. Înainte nu era. Da, nu mi se pare că merge să le mut direct. Asta e, nu? Da. Hai, te l-am pus în prim. Am cam văzut-o. Băi, o să arate bine. Ne apucăm de etaj la casă? Da. Să facem ca lumea. O să ne crească pe aici, mă, băieți, copaci. O să fie, o să avem unul chiar la intrare. O să fie super tare. Avem ba chiar și aici în spatele casei. Și brazi. O să avem brad. O să fie tare. Doi brazi avem în zonă. Nu mai avem pe mapă pe aici brazi de ăștia, nu? Nu. Deci o să fie ca lumea de tot. Băi, jocul chiar e frumos, nu mă așteptam. Sper să vă placă și vouă în continuare, evident. Deci, da, urmează serie. Am dat pick-up la ceva, nu trebuie. O să urmeze serie mai lungi, aș putea spune, cu jocul ăsta. Serie, pardon. Și poate pe viitor, de ce nu, să facem și un roleplay sau ceva frumos. Not enough from in inventory. 5 waiting to be collected. Păi am 7. Anyway, noi trebuie să trecem la tier 2. 18 cuburi trebuie de tier 2.
Păi ne-am pus deja să zicem. Tier 3 eu... A, n-avem treabă. Pe etajul Tier 2 se pune? Poftim? Dacă faci pe etajul Tier 2. Da, nu contează, dacă luăm pe ăsta și-l punem sus, da. Dar e urât să ai casa, nu știi? Mă, dar el... Îi trebuie și un anumit spațiu, da, îi trebuie cameră mare, deci... Trebuie să... Oricum, materialele care le luăm din etajul ăsta, le punem la etajul următor, știi? Și sus ne facem frumos dormitor, alea-le. Ce să nu ne facem un atelier separat? O încăpere mare? Putem... Putem pune sus atelierul. Dacă tot e. Știi? Și la aliniez pe fiecare frumos. Collect. Bun, am luat glass. No! Nu le băga de seamă, ok? Trebuia să scap de ele acum. Stai mă, cine mă? Câte sunt? 7 cred. Nu, fii atent că nu mai detectează că e într-o cameră acum. Ai faci și pe aceea de vreun geam? Nu, mă uitam doar aici. Hai că am pus alea acolo. Ia eu să dai aici? Nu-l lua și tu. Aici am să-l pun și... Păi atunci pune-l. Șapte din opt. Da, uite, începe să detecteze. E bine. E foarte bine. Am putea... Băi, pinglesul e cel mai lejer să-l facem, nu? Zic să mai facem glass, că altceva n-avem ce să facem. Și arată și tare. Arată tare de tot. Na, e alt... Bam! Manevră! Paceruș! Adu, nu-i sipt-o acolo. That's good. Avem mare geam la casă. Maaa! Blană! Frumos! N-ai ce să zici! Frumos! Mă, aici la interior o să luăm toate mașinăriile astea. Și în schimb tot etajul de sus o să fie o cameră imensă. Și acolo punem absolut tot. Am putea să ne apucăm deja de construit pentru că nouă ne-a mai rămas materiale foarte multe. Chiar. Acum văd, ne-au rămas ca lumea materiale. O să fac o scară laterală, bine? De fapt... Exterioară? Nu, doar că să urcă în sus. A. Uite. Hai să ne apucăm. Poate cineva să taie creaca la copac? Ia, o tăia ce mișto, lol! Bam! Ce este tare l-am decupat. Ha? Ce creacă ce să tai? Nu, no, gata, e ok. Că nu, n-am vrut să tai tu copacul. Și șmecher că aici poți să tai tu cât vrei. Cât aveți la pâine aia? 47. 40, nu, 43, da. Știi. Bă, dar ce cu geamul ăsta aici a pus? Ce geam? L-am pus eu că n-aveam unde să... Nu contează, să-l iau. Și aici punem tot ce cere Tier 1. Și Tier 2 lăsăm jos. Adică alea... Din ușă, chestii de genul. O să fie o încăpere extrem de mare aici. Punem cărămizi? Nu cărămizi. O să trebuiască să... Sau craftăm că... De fapt, cred că o să punem cărămizi pentru că sunt la fel de scumpe ca și piatra, mi se pare. Stai, momentan să-i facem scheletul, știi? Și tavanul. Luați toate plencurile de le găsiți ca să puneți sus tavan. Uite așa. Toate plincurile de le găsiți voi pe acolo. Hai să luăm geamul. Tă-ră-t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 ă-ră
Așa. Fac 3 geamuri, ajung 6, 6, 6. Noru min inventory, pe bune, dar 10 merge să car. Ok. Cine sunt eu să judec? Uite așa frumos, bam. Acum mergem, luăm sticla de acolo. Tai. Aici. S-a pus automat în ăla. Și ne-a rămas și sticlă, punem și sus. Cum făceai plank-uri, că nu știu. Ții ciocanul în mână. Sau vrei să le craftezi? Să fie de asta, de pui direct blocuri. Ciocanul în mână. Ții ciocanul în mână și ei de la. Încet, încet o facem, om, băieți frumoasă. Și ba chiar mi-a mai rămas multe sticle. O să putem să mai folosim la casă. Pam, pam. Uite, manevră? Da. Ah, deci tu aici. Da, no. Că am luat doar lemn. Da, nu contează, las. Mă descurc, mă descurc. Reușit. Sunt prea șmechere depozitele astea. Alea mari. Sunt foarte utile. Jocul ăsta are foarte multe chestii ce lipsesc la multe survival-uri. Primul rând, chestia cu COP-ul. Ia o tărea. Mamă, ne facem vi... M-am urcat pe capul tău. Da? Da, m-am urcat pe capul tău. Și aici ce vrei să faci? Mare geam, ce pus să asta acum. A, da, un mare geam aici, frumos, nu? Ați făcut sus tavanul sau nu mai aveți lemne de alea? Eu am pus să fac, dar nu știu ce am să fac. Păi, nu se fac pentru că nu au ceva, îți dai seama, nu? Nu-i logic. Ia, arată unde ai pus. Aici. Păi, nu se fac deoarece nu merge mașineria, nu e într-o cameră. Da? Anulezi proiectul și te duci și faci nea dinăuntru. Am văzut că erau ocupate și n-am stat să aștept, știi? Pe ce face? Nu știu, de sunt aici, așa, niște butoaie, nu știu. E, putere de manevră. Ba nu, uite, asta nu face nimic, poți să pui la aia să facă. Pune mai fă 15, ceva de genul ăsta. Stai așa să văd ce îmi trebuia mie pentru brick. Deci pentru brick îmi trebuia piatră și chestie de asta, pitch. Mi se pare că am craftat aici pitch. Ok, cât brick facem? 100? Cât se ajungă. Facem 100 brick? Ramaș? Se ajungă. Pentru margine. Ok, am pus. Ideea e că nu mai avem stone. De fapt, nu mai avem în alea de acolo ca să ia. Trebuie să mutăm depozite. Trebuie să punem în depozitul ăsta stone. Ce depozit e plin cu stone? Ăsta, ok. Cât mai are nevoie? 111... E bine că am avut mult, că o să se consume pe bricul ăla super mult. Da, mă, băieți, episodul acesta vă las aici. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne vedem, evident, data viitoare. Baftă! Pa, 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 pam!